Meniul de Crăciun pentru pacienții care vor rămâne internați în Spitalul Județean de Urgență și care nu sunt nevoiți să țină regim va fi unul cu bucate tradiționale din care nu va lipsi friptura de porc. Pentru pacienții care n-au interdicție alimentare vor fi servite meniuri care includ la micul dejun unt, șuncă presată, cașcaval, măsline. Pentru masa de prânz vor primi ciorbe, supe de legume și nu va lipsi friptura de pulpă de porc. Și salate de varză, respectiv salată de sfeclă roșie. Iar la cină vor servi piuriel de cartofi cu ochiuri, cu mălicuțe cu brânză de maci și smântână, iaurt și telemea fără sal. Tradițional, toți pacienții vor primi cozonac, portocale, bombane de pom, iar pentru ziua de 31 decembrie, pacienții vor fi serviți cu colăcei, portocale și bombane de pom. Este estimat un număr de aproximativ 420 de pacienți care își vor petrece zilele de Crăciun în secțiile Spitalului Județean de Urgență Botoșani.